Hi people, sunt Victor Muz. Bună dimineața. Noi am ieșit din casă, ne-am trezit mai devreme și vreau să vă spun o chestie. Mergem pe o stradă. În partea asta e Bruxelles și în partea asta e alt oraș care se numește Crain. Asta e cea mai mitică distanță dintr-o localitate pe care am văzut-o eu vreodată. Și aici sunt scrit niște reguli și acolo sunt alte reguli. Sunt două guverne sau ceva chestii gen. Și două primării diferite, două orașe diferite. Uitați-vă, în spatele meu e ambasada Moldovei, Republicii Moldovei în Belgia. Parcă o casă. Frumos. Da, voi mâncați eu la creveci. Da, mâncați de toate, da, acelea sunt le tip. Mersi, mersi. Asta e preferata mea. Frumos. Mersi. Și asta. Oh my god, și asta. Mâncați, povel, plimieli, vătmanieli. Vătmanieli. Da, cu ce-s? Cu creveci. Oh. S-a pus aici. Sigur, da. Deci eu sunt batut, sigur, da. Eu sigur, da. Eu sigur, da. Mă atingi că este frig în cheia ta, nu pot mă. Ai, fie bine, parfum, am frig. Dar cum se numesc fericește? Nu știu, da. Un fel de plimiele vietnamez. Ah, e ca cu stau, parcă e varză murată, așa e? Da. Parcă v-ar zmurat. Ce mă uitam, măi, ne amintești de ceva, dar nu știu ce e, știi? Au fost patru foarte frig, plin cu mâncare. Și noi ne-am mâncat. Dar unde e patru? Gazda nu v-am arătat cât e de sunt la ăsta. Sunt mânări care stau aprins ca să nu mâncarea caldă. E super. Și acum o să bag în mine ultimul creveti. Doamna a mâncat și am o burtă mai mare decât mine. Și Mihaela, ți-e foame? Îți mai este foame? A fost super. A fost super, o mâncare vietnameză. A fost chiar foarte bun și deosebită. Și eu am ca creveți pentru prima dată. Doamna a fost divin. Dumnezeiești a fost creveți așa. Mulțumim fericea pentru că mi-a servit și că mi-a arătat acest local divin și dumnezeiesc. Să-ți mai vin la tot la vietnameză. Așa. Uitați-vă și radier mare. Cât un de metru. Azi e ultima zi când mănânc bunăciunea asta de înghețată australiană. Data asta mi-am luat cu biscuite. Să-mi ia cookie crunch. Cred că ceva cu biscuite. Mi-a luat tot și-o luat cu Ferrero Rocher, e clasic. Foarte bun. Am riscat, eu risc. Ne-am învârtit prin magazin până am amețit și acum am ieșit acasă și sper că vară nu plouă pentru că mai devreme ploua. Și azi e ultima mea zi de stat în Belgia. Că teoretic mâine e ultima zi, dar mâine dimineața am zbor, așa că nu mai includem în calcul, nu are rost. Nu știu dacă vă veni scris, dar e aproape ora 7 și uitați-vă afară, parcă e ora 1 la mează, știți? Adică am niciun stres de înserare sau noptare sau ceva. Mi-am luat rămas bun de la Felicia și Camela. Așa o urăt despărțări, doamne ce mă nervează, dar e ok pentru că peste vreo două săptămâni eu o să vin în Moldova, așa că o să mai vedem și o să fie super. Și ne-am mai cumpărat niște chestii. Și de verde aici, mamă, deci nu pot să cred. Și mi-am cumpărat un Snickers cu ciocolată albă, stați să vă arăt. Stați, unde doamne l-am pus? Stați. Uitați-vă Snickers cu ciocolată albă. Doamne, asta cred că e raiul meu. Ar trebui să inventez toate bomboanele și toate ciocolatele în versiunea ciocolată albă, pentru că eu smor după dânsa. Și mi-am mai luat, de fapt nu mi-a luat, eu mi-a luat Felicia, un fel de dultură din aloe vera, făcută în Taiwan. Cum doamne era în român Taiwan? Cum era Taiwan în român? Și dacă o agiți, se vede pulpa de la aloe. Știți, ați făcut vreodată vreo frunz de la aloea pe carioare, undeva pe pervaz? Mama, și o să-mi fie doar de Bruxelles, sper să mă mai întorc aici cât de curând de posibil, pentru că e foarte frumos. Noi nu jucam ping-pong și oamenii au zburat peste gard, așa. Și acum stăm în chestia asta, deși în pădurea Amazon, în tropicile, în pădurile virgine. Și căutăm oamenii, de fapt se de-o caută și gândiți-vă că e și numai apă pe coplouat, adică e noroi. Și toți frunzi și copaia și ăștia scuz. Și o să duc numai acolo să o caute. Uite, ești mie. Da? Da. A, este unul așa aici, știi? Da? Păi și noi ei. Nu știu unde. Uite-o în fața mea așa e de jos, mai că eu nu vreau să mă unt, că mi-e leni.
M-a apucat așa o leni, serios, deci nu știar ni leni. M-a apucat de 3 ori m-a bătut la ping-pong, era leni să întind mâna. Uite, dar vine jos, de acolo n-ai să vezi. Ce ești cu pantalon, dar eu în short și dacă intru mă fac mă... ce vrei. Dă-mi mingea, dacă mor acolo, măcar mingea să te mână la mine. Săracu Seb. Uite-o, stai. Tu îmi spui că vin de acolo și îmi spui, acum cred să ies de acolo? Păi de acolo trebuie să intru în tot față. Fari. Măi, ies, deci am faci un pas, hai întind că ești lung. Și băi, unde? Asta? Da. Nu-ți cred, serios? Nu mă zic asta. Da, spun că au. Vezi? Facem defore... cum se numește? Defore... cum, Doamne, când... deforestație? Nu e deforestație, nu este așa cuvântul în român. Deforestiere? Sunt era ca... scuz-mă! Giștar ni leni, tâma ni leni, sunt camera în mână. Păi, dar din costa mă mănânc... scuz-mă! Era leni sau tână. M-am culcat într-un hamac de ăsta care părea wow și de fain și de relaxant și la cum era Neilene acum. S-ai făcut așa de iurea, vedeți mijile astea, s-o și mai sunt cele de Doamne, uite ăștia. Ți intră în toate oasele și eu cum am așa de mult grăsând mine, îmi sunt fiecare coastă și sunt și cocciu sunt pielea lui și răiești în pielea mea. Credeam că e fix, dar e... Stați-vă când n-ai acasă toaletă, te mai schec câteodată. Măcar eu sunt alb și nu-ți ved. Când ies pui? Cum nu știi? Iar de când, fundul. Aha, nu. Dacă le vedești să rășesc oul? Da. Bă, le-o stai și de aiurea o snoat chestia asta. Ce? Nic. Stau în chestia asta, mă te faci să-l fie găina, dar s-a ridicat. Mă sunt ca o pasăre. Eu am spus că hei și-au pierd în chestia asta, si uscat. Păi mă culc aici. Și nu mai am treabă toată ziua, serios. Aranjați-te ușor să nu strii show-ul. Nu știu ce m-am legat de propoziția asta. Cum ne-am văzut acum? Hai, cloșca noastră se dă jos din cuibar. Hai să ne dăm jos când ne îngheța fundul. Apa asta rășe și... măcar să fi fost niște paie. Hai, nu mă scădere ouă. Am înțeles. Nici că unde e ouă lui. Încă lui parcul și ăla în care am filmat eu prima zi. Parc Malu. Să veniți în Belgia, în Bruxelles. La mine acasă. La dânsul acasă, să veniți. La mine acasă. Și la tine acasă. Să veniți. Zi tot propoziția. 15.000 sau 16.000 de abonați vin la mine acasă. Oh, Doamne. Dați-vă și fund ne-am făcut. Ce murdar, ei. Maria Lungu, domnul Fagabu. La Marina Lungu. Of, dar în hal, uite, ați m-au întâlnit mer. Băile lui. Dacă cineva s-a studat, îți spune că construim o nouă magistrală de metrou. Fără teroriști. Fără ce? Fără teroriști. Aleu, Doamne. Cât stres cu teroriști ăștia. Azi eram în metrou și... s-a urcat un militar fix lângă mine și camera și-a stat acolo și-a stat și noi așa suntem și Doamne, îți buhnească metrou cu noi aici, azi. A fost tot ok, slav Domnul și sunt viu încă spre nefericirea voastră. Oh my God! Oh my God! Bă, ce-s noi intrat asta? Că am filmat până aici. Wow! Doamne, ești ghinion azi. Era asta lună chiar. Mai scurt, mă ducem după mine. Așa m-am lunecat pe iarbă și m-am întins ca o vacă. Nu contează că m-am murdărit, că și așa eram murdar. Dar mi s-a drunjinat tot creierii și mă doar capul. E rău că nu s-a văzut în cadru, că era să-i amuzant. Sebastian, ce crezi să mai faci mă dat scena? Ai venit în coaș, v-am văzut ce v-am plăstit. Hai și sus. Ce? Fereasă. Din bagaj, din cauza lipsei de semnal al telefonului lui Seb, Marina Lungu ne-a prins pe geam. Adică ne-a văzut și noi deschisuri așa o spate. Veneați încoace și m-am văzut că voi sunteți. Acum stătem și dezbatem. Care titlu ar fi mai potrivit pentru video ăsta? Adică care ar fi mai amuzant? Ăsta-i Victor, dacă nu comentează, asta nu e el. Normal. Care, of, și mă doar capul. Ouăle mele. N-am vrut unii cineva. Stai, este sunt mai calm. Nu mai fă atâta pentru un cap, lasă. Pentru un cap? Dacă e mult, ce să fie? Dacă era mai mult fășe. Care titlu ar fi mai potrivit sau mai amuzant sau chestii genul? Ce?
Mama, te iubesc. Nu-și găsește oul lui sau i-am făcut o farsă? Mama, te iubesc. Că s-au culmat la lungul, îmi pregătești și-mi iau un ceai, că mă doare capul. Marna Lungu, oh, ia doar și capul la 180 grade. Marna Lungu, salut în mozării mei. Marna Lungu, au, nu, mă doare capul, doamne. Da, da, viitoare știi. Marna Lungu, și cu... Stai și vrei ceai. Și cu nerușinarea asta, vă arătați fundul așa direct în live. Așa fără pic de rușine. Mare 7 ani de acasă, ați văzut când și-o băga mâinile în desert, nici nu stres, știi, parcă așa-și trebuie. Am zis să-mi salut muzării. Să fata, să-i termin și salut. Ia uitați-vă cât tupiu, nu pot să cred. Acum tot ești ocupată. Acum, în deosebi s-a ocupat Acum e ocupat cu corcana, ați auzit? Special, s-a ocupat să am un local. Lași ce alisa, lasă muzării tăi în pași ca să-i salut acum cu cutia asta de ceai. Alegi-ți un pachet ceai care... Hai, Mișcă, ia-ți un pachet care vrei. Dacă vrei să știi... Stai. Și acum facem extragere la tombolii noastre. Stai, alegem... dacă le dai pe jos și nu stau te-a alegem bilete și biletul câștigător este... Uite, ăsta miroasă. Dar nu, Lipton. De la ăsta miroasă. Uite, la ăsta miroasă. Hai, pun lista. Dar nu poți continui dacă nu-i salut. Hai, lasă, că un salutul meu poți continui, că nu trăs muză, de-ai fără un salut. Ia tușiți fără salut, nu-i zbari tușiți. Hai tușiți. Tușiți acum, am zis. Asta așa zic eu când mă doare capul, adică lumea de obicei când mă doare capul. Pe acolo, în pernă, sufer, vrei, liniște, dar mine când mă doare... Eu când lumea caută, nimeni știu să-mi doare capul, adică... Uite, nici un pic de sânt, m-a întrerupt fără nici o rușine. Marna Lungu. Dacă mai vorbești, nu vrei să vezi ceai, când mi-a vizit la balcon. Băi, le-am doar cap, nu mai bucăni acolo. Wow, și am văzut pe masă, tată, că am văzut mâncare. Am impresia că am văzut... Am impresia că am văzut... Și iar, doamne! Să știu, să mai zic o dată. Am impresia că... Am impresia... Am impresia că am văzut... Că am văzut. Vreau să zic vinit și zic văzut. Am impresia că am venit în Belgia... Aleu, dar mă doar cap, doamne. Am temperatură, cred, ia pui mâna. Alo, drăși, ești! Vă, eu mă turbiam, da! Uitați-vă la deștul ea, faci-mă așa. Ați văzut ce de fierbinte? Spuneam că, parcă am venit în Belgia numai să mănânc. E super mâncare, adică dacă ești în Belgia neapărat să mâncați friti, să mâncați înghețată australiană, să mâncați gofre calde cu tot felul de umplituri și cu înghețate și să mai mâncați, ai, băi, mitralet. Uite, asta-i dăm. Și cu sos andaluz. Uite. Nu știu la Marna Lungu, dacă nu vreau să vină la noi, insistăm. Marna Lungu, salut frumos! Salut tuturor! Gata, te rog, auzi? Asta-i tot? Dar și vrei altceva. Dar mai cu suflet, mai cu pasiune. Aoleo, lasă-mă cum ești, ești la ea, mă duc. Hai! Dar ce scrie aici? Lo? Nu contează. Memei! Bancherea ta din vac și ești tu! Oi, nu vă mai! Oi, băi, eu sunt termometru, am uitat! Stați așa că sunt cu termometru cald. Să zboare termometru, cu mercur. Victorii cald. Mă fac mame cu mercur. Victorii caliente. Caliente? Da. Ești hot. Of, ți-am dărmat geanta, Marna Lungu. Da, nu e mie. 06, 9, 6, 6, Jesse Bip. Asta e numărul Victor, dacă ceva. Da, m-a sunat. 06905. Marina Lungu, este numărul lui Seb? De la transatenție, da. Se termină cu cât se termină? 05. Ia, arată smart! Nu am dat numărul. Dacă da una, acum am... Fotoliu Seb. Foarte confortabil și ieftin. Reglabil. Și reglabil, ați auzit? Marina Lungu, termometrul dumneavoastră e defect. Da, și nu ți-o arăta nicu? Îmi scrie că am 35. Îți am 35 ani. Și cu tine, cum s-am 35? Spre reași încălzâți, mășnivă! Ei, noi am ajuns acasă și cam aici se încheie vacanța mea. A fost o vacanță foarte faină și trebuie aștept să mai am vacanță genul ăsta. Și cred că ăsta o să fie ultimul vlog din așa, din... this compilation. Mâine probabil că nu o să filmez la aeroport și toată ziua de mâine, pentru că știți că nu-mi plac despărțirile și nu o să fiu în cea mai bună formă. Ne auzim foarte curând, pentru că o să mai filmez foarte mult luna asta. Dacă o să fiu acasă, o să filmez foarte mult și filmez episoade faine, am foarte multe idei. Eu vă mulțumesc că m-ați vizionat. Dați un
like dacă v-a plăcut episodul și abonați-vă la canal ca să fiți la curent tot ce o să mai postez. Și dați un share dacă vreți să mă ajutați să crească comunitatea mea. Comunitatea mea de muzări, vă iubesc foarte mult și vă mulțumesc că m-ați ajutat. Eu fac. Pur și simplu. Buenos feelingus everus.